Vă spun bine ați venit. Înainte de toate, oaspeților noștri, veniți la Cimișlia deja de 7 ani de zile în cadrul celui mai minunat și mioritic eveniment cultural al țării, Festivalul Pastoral, festivalul cu conotație internațională, Mioriță Laie, Laie Bucălaie. Haideți să aplaudăm fanfara raională alături de maestru Ion Spătaru. Mulțumim, băieți! În ritm de marș, vă poftim mai înspre scenă, mai în fața scenei, pentru că urmează în câteva minute să începem solemn această de a 7-a ediție. Mulțumim buciumașului nostru de la Cimișlia, rapsodului Leonid Nenescu. Așa spune tradiția că în ajun de sâmetru toate oile, de sus, de la munte, de la deal, trec către casele gospodarilor și se aceiază și se pregătesc pentru iernat. Sâmetru e aproape, undeva la 8 noiembrie, și până atunci, noi vom distra oițele astăzi așa cum se cuvine și o să le ducem acasă și o să avem grijă de ele toată iarna. Bine ați venit, vă spun încă o dată, la cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional de Tradiții și Obiceiuri Păstorești, Mioriță Laie, Laie Bucălaie. Acest eveniment este organizat de către Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Căprine din Republica Moldova, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova. Aducem mulțumiri partenerilor Moldova Agroinbank, Consiliul Raional Cimișlia, Primăriei orașului Cimișlia, Companiei General Asigurări și Fundației Dor de Viitor. În mod special aduc mulțumire domnului Oleg Volontir și dați un rând de aplauze. Acest eveniment, bineînțeles, are și un scop nobil de a revigora, de a promova, de a păstra obiceiurile și ritualurile păstorești, componente, bineînțeles, ale patrimoniului cultural imaterial. Promovarea folclorului muzical, folclorului coregrafic, literar,
a portului popular și a bucătăriei tradiționale păstorești, pe care dumneavoastră o să aveți astăzi ocazia să o vedeți, și nu doar gastronomie națională, dar și gastronomia altor popoare care au în tradiția lor îndeletnicirea creșterii de oi și capre. Promovarea meșteșugului tradițional de utilitate păstorească, promovarea culturii tradiționale moldovenești și schimb de experiență între producători și crescători de ovine, meșteri populari, formații artistice, bucătari, crearea unor platforme de liber schimb între producătorii de ovine și căprine pe plan internațional. Eu aș ruga atunci când vorbesc cei de la regia de sunete să-mi dea și un fundal mioritic, să fie mai de atmosferă de sărbătoare, să nu mă simt singură aici în scenă, și poate cei care au venit astăzi la eveniment încet, încet se vor apropia de minunata noastră scenă a sărbătorii de astăzi. Vreau să aduc mulțumiri, bineînțeles, meșterilor populari care au venit la Cimișlia și sunt fideli și de fiecare dată găsesc timp să ajungă pe platoul nostru, care promovează artizanii țării. Dați aplauze pentru ei, pentru ansamblurile folclorice, pentru oaspeții din Austria, pentru oaspeții din Tajikistan, Uzbekistan, Kârgâzstan, Bulgaria, Turcia, am înțeles că și cei din Grecia, iată, ne salută. Bine ați venit, добро пожаловать, am să încerc să spun și în rusă asta, poate mă auziți. Sunteți bineveniți aici la Cimișlia. Cimișlia este un platou care astăzi așterne covorul tradițional pentru oaspeții care, bineînțeles, se ocupă cu această îndeletnicire de veacuri. Tradițiile păstorești sunt cele care ne reprezintă zona noastră de sud. Ce fel de sărbătoare fără oaspeți și ce fel de sărbătoare fără organizatori, datorită cărora, bineînțeles, are loc această ediție. Vreau să-l invit în scenă pe organizatorul și președintele Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine și Căprine din Republica Moldova, Pavel Brisăcaru, dacă ne aude și poate s-a eliberat să ajungă aici în scenă. Vreau să salut prezența și să o invit în scenă pe gazda, reprezentanta raionului Cimișlia, a Consiliului Raional, bineînțeles, vicepreședinta Tatiana Aramă, vicepreședinta care se ocupă de domeniul economie, care nici o lună în urmă au fost prezenți în România pentru a promova un cluster care crește și se ocupă, bineînțeles, de creșterea ovinelor și căprinelor, și ați avut un schimb de experiență, am înțeles, foarte bun. Și mulți din crescătorii de ovine și căprine sunt aici și salutăm și pe ei, și eu sper și cred, tânjesc, că o să treacă mulți ani și această zonă, Cimișlia, începutul Bugeacului, va fi anume recunoscută, pentru că avem cele mai faine bărsane și cele mai zvelte căprițe. Invit în scenă reprezentantul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, specialistului principal și cel care se îngrijește de politica culturală în teritoriu, Sergiu Boboc. Dați aplauze! Bine ați venit! Dragii noștri, eu știu că mai urmează să ajungă la noi atât partenerii cât și oaspeții și nu vreau să lungim programul, de asta o să-i dăm un început, un start cu cei care i-am aici, eu cred că sunt foarte potriviți. Doamna Tatiana, fiindcă sunteți doamna aici, vă ofer dumneavoastră cuvântul, aveți un microfon acolo. Stimați participanți la evenimentul de un eveniment de o importanță deosebită, de Festivalul Internațional Miorița Laie Bucălaie. Vreau numele Consiliului Raional Cimișlia și al meu personal să vă salut prezența astăzi la noi în Cimișlia și să vă spun că sunt foarte mândră că acest eveniment, acest festival tradițional se desfășoară anume la noi, aici, în oraș Cimișlia.
Nu vreau să am un discurs lung, pentru că cu siguranță fiecare din dumneavoastră vrea cât mai repede să viziteze toate expozițiile, expozițiile cu zare, care sunt astăzi prezente aici, dar un lucru pe care vreau să-l menționez neapărat. Spunea și Iulia că am avut onoarea acum o săptămână sau două săptămâni în urmă să merg în România cu o echipă de crescători de oi și capre. Și dacă cunoșteam puțin domeniul respectiv, în această vizită am înțeles că creșterea oilor și caprelor nu este doar un meșteșug sau un antreprenoriat, un tip de antreprenoriat. Este o pasiune, pentru că nu poți să te ocupi cu creșterea ovinelor și caprinelor atât timp cât nu iubești animalele. Dar cei ce iubesc această delicire sunt oameni cu adevărat buni. Depun un efort enorm. Și anume ei sunt cei care port povara cea mai grea în ramura respectivă. Și zic pentru că ei sunt producători de materie primă care în continuare, prin alți antreprenori, se dezvoltă în gustoșenie, aș spune eu, tot ce ține de produsele acestui meșteșug și toate derivatele lui. De aceea, în primul rând, le mulțumesc crescătorilor de ovine și caprine care, prin munca lor asiduă zi de zi, fac ca această ramură să se dezvolte și să se promoveze. Eu vreau să mulțumesc și Ministerul Agriculturii, care, din păcate, nu este astăzi aici. Dar vreau să menționez că în ultimii ani Ministerul a depus un efort enorm pentru ca această ramură să se dezvolte și să aibă continuitate. Mă refer aici la finanțările care se fac din fonduri naționale pentru a crește și a prospera acest domeniu. Eu vreau să mulțumesc tuturor celor prezenți, Ministerului Culturii pentru aportul depus, tuturor sponsorilor, organizatorilor, colectivelor artistice, meșterilor populari, tuturor dumneavoastră, celor care sunteți prezenți aici și grație căruia acest eveniment ia amploare, an de an. Și în special vreau să aduc mulțumiri domnului Pavel Prisăcaru, președintele Federației Naționale a Fermierilor, grație insistenței căruia noi avem acest eveniment durabil, zic eu. Suntem la ediția a șaptea. Pentru că prin efort a organiza un eveniment este destul de dificil, pentru asta trebuie insistență, trebuie efort, trebuie echipă. Eu doresc tuturor sănătate și îmi doresc și mie și dumneavoastră ca evenimentul acesta care se va desfășura astăzi și mâine, două zile, să fie unul peste măsura așteptărilor dumneavoastră. Și fiecare din dumneavoastră, de vânzător să aibă vânzări bune, de cumpărător să aibă cumpărături pe care și le dorește și dumneavoastră tuturor, sănătate și voie bună. Vă mulțumesc că sunteți astăzi prezenți aici. Vă mulțumesc, doamna Tatiana, tocmai împărtășeam câteva cuvinte până să gătesc ansamblurile noastre să le văd toate pe platou aici, chiar în fața scenii. Toți de mânuț, o fată, un băiat, un fată, un băiat, până vă povestesc eu ceva foarte interesant, da? Ne-am auzit? Deci vorbeam aici cu colegi de la minister despre faptul că am avut o experiență foarte frumoasă să vă am ca vicepreședintă. De ce? Pentru că noi am avut mai multe evenimente de specialitate economică, cum ar fi și Festivalul Strugurilui, la care Ministerul Culturii a fost foarte deschis și foarte generos, și anume prin intermediul lui Sergiu Boboc. Și eu chiar am să-l anunț acum să vină la microfon. Viitorul șef de direcție în cadrul Ministerului Culturii, politici teritoriale, da? Politici culturale în teritoriu. Sergiu, eu sper că cultura locală are nevoie de tine. Și onorată asistență, dragă colegă Iulia Cojucaru, doamnă președintă, stimați oaspeți, permiteți-mi în numele Ministerului Culturii, a ministrului Sergiu Prodan, să vă salut prezența la acest prestigios și inedit, aș zice eu, festival al tradițiilor și obiceiurilor păstorești, Mioriță Laie, Laie Bucălaie,
ajuns la cea de-a șaptea ediție. Dragi prieteni, stimați colegi din domeniul culturii, sunt nespus de mult onorat și plăcut surprins pe de-o parte să văd atâta lume bună și frumoasă aici la Cimișlia. Vă salut pe toți, salut prezența meșterilor populari care ne-au onorat cu prezența la această manifestare. Salut prezența oaspeților atât din raionul Cimișlia cât și din întreaga țară, după cum vedem că este lume de prin toate colțurile țării venite aici. Vă salutăm și vă urăm să aveți pe parcursul acestor două zile să trăiți doar emoții din cele mai pozitive și pe parcursul următoarelor ediții să ne onorați cu prezența și să fiți tot atât de bine dispuși, cu voie bună, la mai mult și la mai mare. Sănătate și succes tuturor! Mulțumim și noi aducem mulțumiri, bineînțeles, ministrului Sergiu Prodan. Eu ziceam, agricultura, chiar și îl văd aici pe colegul de la Direcția Agricultură, din cadrul Consiliului Raional, Vladimir Zamfirov, el se face că nu mă aude, dar el știe, pentru că e modest. Vorbeam, agricultura poate lucra bine doar alături de cei din cultură, pentru că noi ne înțelegem foarte bine, nu doar că îl citesc pe Zamfirov, avem rădăcina cuvântului în cultură, dar și că simțim bine pământul, tradiția și inima noastră care bate în pieptul nostru în semn a strămoșesc, a tradiție și a neam de viță aleasă. Eu vă mulțumesc. Vreau să vă urez să aveți două zile de sărbătoare, așa cum spunea colegul mai sus, pe potriva așteptărilor și până o să încingem o horă a prieteniei, așa organizatorii au decis să o numească, hai să dăm aplauze crescătorilor de ovine și căprine din cadrul Federației Naționale, tuturor oierilor, căprarilor, ciobanilor, bacilor, fermierilor, dacă vreți, și businessmanilor în acest domeniu. Dați aplauze să se audă, să se audă cei care au grijă de această îndeletnicire de veacuri. Dragii noștri, să se audă muzica, să ne prinde mână de mână cei cu inima curată, pentru că acolo unde este veselie, acolo este și omenie, acolo este și o bucată de caș de oaie și o brânză gustoasă preparată de către cei care astăzi vă vor pune pe tarabe ca să o puteți și gusta, dar și procura. Și înainte de asta chiar vă îndemn să susțineți producătorii locali. Muzică! În hora noastră minunată vreau să îl salut pe secretarul general din cadrul Ministerului Agriculturii. Dacă vă doriți să urcați aici în scenă. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Domn Zamfirov, ia pășiți aici doi pași să se vadă partenerul nostru. Ziceam că colegii de la ministere ajung un pic și mai târziu, dar nu pot să nu ofer cuvântul secretarului. Mi-aduc aminte, anul trecut am fost scena plină. Anul ăsta mai târziu ajung. Bine ați venit! Bună dimineață, stimați agricultori, oaspeți, gazda, mulțumim! Cimișlia întotdeauna a fost exemplul pentru agricultorii din Republica Moldova. Să știți că noi suntem la voi aici. Nu știu dacă, dar am mers pe la fiecare cei crescători de ovine, de caprine și avem cu cine mândri. Vreau să vă zic că pe parcursul anilor festivalul a crescut și sperăm foarte mult că în continuare va crește. Agricultorii și crescătorii de ovine și caprine de la an la an își fac meseria bine și noi vedem aceste mioare, căprițe frumoase, cu producții înalte de lapte, de carne. Trebuie să vă zicem că noi suntem o plaie monolitic și fără această ramă nu puteam să ne închipuim cum ar fi măgara noastră. Vreau să felicit
toți agricultorii, crescătorii de ovine și caprine cu această sărbătoare frumoasă, să felicit asociația și președintele asociației Fabio Pusăcaru, care împreună cu membrii săi au depus efort și depun efort în continuare. Vreau să mulțumesc gazdei și care de fiecare an cimiștia este la Lentel și mulțumim pentru această organizare frumoasă. Vă doresc să aveți aceste două zile timp frumos, să aveți și să vă întâlniți cu acei agricultori, crescători de ovine din România, Bulgaria, Austria, țările din Asia-Mijlocie. Să aveți relații frumoase ca să avem cu cine mai trăi și la anul viitor succes și dispoziție frumoasă în continuare pe parcursul acestor două zile. La mai mult și la mai mare. Felicitări! Mulțumim! Domnule Zahir, două cuvinte despre sectorul zootehnic al cimișlii. Bună ziua tuturor, stimați cimișlieni, stimați oaspeți, stimați crescători de ovine și caprine, iată că a venit și la noi cimișlia, sărbătoarea cea mare, sărbătoarea festivalului crescătorilor de ovine și caprine, Ionită la Iugălaie, o sărbătoare care o țin minte de are un istoric foarte, foarte îndelungat. Suntem la o ediție înaintată și tot timpul văd că progresează în numărul de crescători de ovine și caprine prezenți, în numărul vizitatorilor și vreau să le mulțumesc nu numai pentru aceia că sunt prezenți la această sărbătoare, dar vreau să le mulțumesc pentru munca care o depun zi de zi. Și dacă frumos este să spui Ioriță la Iugălaie și știm și balada Ioriță, tot este frumoasă, însă în spatele acestor cuvinte frumoase este o muncă colosală care trebuiește să o îndeplinești necătând la condițiile climatice. Vă felicit pe toți cu această sărbătoare și vreau să mulțumesc încă o dată Ministerului Agriculturii și Federației Crescătorilor de Ovine și Caprine, care au depus un efort enorm ca astăzi să avem aici în Cimișlea această frumoasă sărbătoare. La mulți ani, sănătate și voie bună! Să ne vedem și la alte festivaluri, mai să ajungem și la alte ediții. Voie bună tuturor, petrecere frumoasă, sărbătoare frumoasă. Domnule secretar, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Să ne trăiți, să ne trăiască toată lumea și dacă o să se apropie, mulțumesc. Și dacă o să se apropie oierii și bacii și ciobenii și vermierii cu voi în dans, eu chiar vă rog să-i primiți, pentru că astăzi e sărbătoarea lor, iar noi cei care astăzi vom evolua în scenă nu suntem decât niște floricele pe imașul înverzit, așa cum glăsuiește vorba cântecului. Înainte de toate, aduc mulțumiri celor care sunt alături de noi, prietenilor din Austria, care astăzi vor avea un program aici în scenă. O să-i vedeți în costumele lor autentice și o să ne sal... Hello! Vreau să aduc mulțumiri ansamblului de dans popular a Școlii de Arte Cimișlia, Opincuța și Ițele, Vatra Satului și Haiduci din Mereni, ansamblului de dans popular La Izvor din Cimișlia, ansamblului folcloric Alină Tedor din Dâncenia Loveni, ansamblului Datina de la Porumbrei Cimișlia, minunatului, mult așteptatului și surpriza zilei de astăzi, ansamblu Baletul Național Joc, care începând cu orele 14 vor încinge scena asta cu adevărat. Dați-mi voie acest drum și cărare ca bădința voluntir să dea voie să intre muzica în ritm de horă a prieteniei pentru toată lumea.
Aduc mulțumiri. Aduc mulțumiri prietenilor noștri care au venit astăzi la Cimișlia. Eu, înainte de toate, parcă a fost mai ieri ediția cu numărul 6, adică cea de anul trecut, când legam alături de picii care vor intra în continuare aici, în scenă. Legam cu prosoape tradiționale ciobenii și oierii și erau atât de mândri și dansau aici cu mâinile pe umeri. A fost minunat, a fost super și eu țin cu tot din adinsul ca anul acesta să-i văd aici în scenă, să-i provocăm. Așadar, de la mic la mare se încinge această sărbătoare. Fără de ei nu are cum să se întâmple un eveniment cultural, mai ales că denumirea colectivului își poartă originea de la pielea aceea cu care pielarul tocnea niște opinci. Bineînțeles, este vorba despre ansamblul de dansuri populare Opincuța din cadrul Școlii de Arte Cimișlia. Haideți să invităm și pe ei la o horă, sub aplauzele dumneavoastră, bineînțeles, conducător artistic, Mariana Golovatei, profesoară de coreografie. Thank you.
la Școala de Arte Cimișlia și vreau să aplaudă nu doar părinții, dar și cei care încet, încet fac câte un pas mai aproape de scenă. Vă promitem într-adevăr o atmosferă de sărbătoare atât și dincolo de scenă cât și aici. Următorul ansamblu își poartă denumirea din vechiul dans folcloric, care are și el origini păstorești, Ițele. Alături de profesorii Școlii de Arte, acest ansamblu promovează dansul popular moldovenesc și în continuare, împreună cu cei din Opincuța, vă vor demonstra și vă vor invita, bineînțeles, la o suită moldovenească. Thank you.
De la păsări și de la oițe care se adună în cârduri, ne-am învățat și noi oamenii să ne prindem de mânuțe și să încingem hore, sârbe și bătute. Din cele mai vechi timpuri, viața cotidiană a poporului a fost însoțită de dansurile de colectivitate, care s-au reflectat atât de frumos, cu putere deosebită mare, energia emoțională a Moldovei. Și vorbeam de acolo, de la potecă, de la muncă, de la boiană, de la coloană, unde ne adunam bulioarele, am început să ne prindem de mâini în hore, în sârbe, în bătute, în dansul de ritual, brâul învârtita, trei lemne, rața. Și iată bună oară că am ajuns la un dans tradițional care urmează a vă fi prezentat aici, care poartă numele frumos de șchiopățica.
Crincuțele, Școala de Arte Cimișlia, aduc mulțumiri profesorilor de coreografie Ștefan și Mariana Golobatei. Aduc mulțumiri, bineînțeles, părinților, întotdeauna spun asta. Dacă un părinte bun te trimite la Școala de Arte, atunci nu degeaba mai creștem noi oițe și căprițe și nu degeaba mai mâncăm noi brânzica cea dulce de oi.